Bună ziua, suntem în Brașov la Casa Mureșenilor. Suntem cu domnul Ovidiu. Ovidiu. Și mai cu? Savu Ovidiu, okay. Muzeograf, șef serviciu istorie și literatură. Spuneți-ne, ce găsim aici? Stimații noștri, dragii noștri ascultători, suntem la un muzeu simbol al națiunii române. Iată, sunt trei simboluri importante ale oricărei națiuni, oricărui stat. E vorba despre tricolor, despre stema țării și imnul național. Poate să fie oricare dintre ordini, să zicem așa. Simbolul imnului național este aici la Brașov, la muzeul memorial dedicat familiei Mureșenilor. Mureșenii au fost renumiți, au fost în secolul XIX, început de secolul XX, gazetari, profesori, oameni de cultură, iar Andrei Mureșanu este unul dintre ei, cel care a scris versurile imnului de stat al României, Un răsunet sau Deșteaptă-te române, în 1848. Și aici avem o copie contemporană din perioada respectivă, e din Arhiva Mureșenilor, care are peste 25.000 de documente, de cărți poștale ilustrate, de partituri păstrate de-a lungul timpului de la această familie de intelectuali. Noi suntem, de fapt, în casa lui Iacob Mureșanu, vărul și prietenul său apropiat de la școlile Blajului. Ei erau originari din zona Bistriței, ca locație, ca zonă, și strămoșilor, de fapt, din Maramureș. Aici sunt câteva personalități importante ale culturii române care au vorbit despre Andrei Mureșanu și amintim de George Barițiu, cel care a venit primul dintre mureșeni, să zicem așa, la Brașov de la școlile Blajului, pe la 1837-1838. El a înființat Gazeta de Transilvania, primul ziar al românilor ardeleni, o să-l vedem în altă sală și o să filmați. Respectiv, noi suntem în casa, v-am spus, a lui Iacob Mureșanu și a Sevastiei, soția sa, după căsătoria din 1840. Mai avem alte personalități mari, istoricul Nicolae Bălcescu și poetul național Mihai Eminescu, care e în Epigonii, dar nu numai, și într-un poem separat, Mureșanu, dedicat lui Andrei Mureșanu. Avem aici contextul, să spunem așa, Revoluția de la 1848, când a scris poetul Andrei Mureșanu această poezie, publicată în Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură, suplimentul Gazetei de Transilvania. Aici un bust al lui Andrei Mureșanu, făcut de nepotul său, de Traian Mureșanu, despre care o să vorbim imediat. Mergem în sala a doua. Aici este tabelul genealogic al familiei Mureșenilor, cu Iacob Mureșanu și cu Sevastia, fostă Nicolau, căsătoriți în 1840, au avut 10 copii, au trăit 6 dintre ei, așa erau, să spunem așa, vremurile și situația medicinei din perioada respectivă. Dar cei 6, 4 băieți și 2 fete, s-au afirmat în mai toate domeniile culturii și ale artei. Au fost, iată, dintre reprezentanții de seamă, să spunem așa, Aurel Mureșanu, cel care continuă activitatea tatălui său, Iacob Mureșanu, la Gazeta Transilvaniei, respectiv jurnalist. Elena Mureșanu, soția lui, o femeie pictor, pentru vremea aceea era mare lucru, să spunem așa, pentru că erau discriminările vremii și femeile nu erau atât de, să spunem așa, apreciate sau nu aveau egalitate cu bărbații. E vorba despre Moise Groza, unul dintre ginerii lui Iacob Mureșanu, ofițer în armata română și participant la războiul de independență. O să spunem și o mică legendă, dacă vreți, imediat în sala următoare despre Moise Groza, care a ajuns general la un moment dat. Iacob Mureșanu, Iacob Petru, Iacob Junior, cum spunem noi, sau compozitorul de la școlile Blajului, compozitor, dirijor, profesor la Blaj, ar fi Sevastia, Sevastița, o să vedeți imediat bustul său făcut de fratele Traian, mezinul familiei, care și el, iată, trăiește doar până la 37 de ani, dar o activitate prodigioasă a avut în domeniul muzical, bariton și sculptor mai ales. Aici vedem direct bustul
tatălui său, Iacob Mureșanu, una dintre lucrările despre care v-am spus, v-am arătat și pe Andrei Mureșanu și imediat o să vedem sora și încă ceva, un simbol important, gazeta, al Gazetei Transilvaniei la jubileul său. Da. Aici iată o zonă unde se fotografiază tinerii absolvenți, ca și în sala următoare, cu mobilier Biedermeier, ca și în partea cealaltă. Și vă rog să semnalați și să rețineți simbolul, stema Brașovului, coroana și cu rădăcinile. Nu vă spun acum neapărat legenda, una dintre legende, ce înseamnă și care așa, dar iată, este tema Brașovului. Da. E vorba despre corona, coroana care reprezintă Brașovul, ca și capitală, să spunem așa, iar rădăcinile sunt comunele fortificate din Țara Bârsei. E vorba de Prejmer, de Hărman, de Codlea, de Râșnov, de toate celelalte care țineau de Brașov. Inițial au fost 4, apoi 8, aici sunt aproximativ 13. O să vedeți acest simbol, această stema Brașovului, peste tot în Brașovul medieval, în Brașovul istoric. Am văzut-o, așa este. Mai arăt la tablou? Nu, că nu. Astea sunt mari. Suntem în salonul principal de primire a oaspeților, mureșenilor, și acum 150-170 de ani, dar și în ziua de astăzi au loc aici concerte, au loc manifestări culturale. Zilele trecute am avut sesiunea de comunicări Țara Bârsei, care este o sesiune dedicată specialiștilor, bibliotecari, muzeografi din toată țara, și au venit și din Republica Moldova, altă dată și din Serbia, din Voivodina. Iar aici, iată, este ansamblul sau, dacă vreți, panteonul cu principalele tablouri reprezentându-i pe mureșeni și nu numai. Iată, Iacob Mureșanu la o vârstă mai înaintată, o pictură semnată de marele pictor brașovean Mișu Pop, da? Ținând în brațe, iată, Gazeta Transilvaniei. Iar în partea stângă a mea, Iacob Mureșanu cu Sevastia, cu soția, la o vârstă mai tinerească, să spunem așa, adultă. Eu le spun copiilor, ceea ce vă spun și dumneavoastră, elevilor, iată, de multe ori, în spatele la un tablou, să ne uităm cu atenție și simbolistica sa. Dacă la Sevastia avem, iată, aceste accesorii vestimentare frumoase de la broșă, mărgele, evantai și cu ce este ea împodobită, la Iacob Mureșanu, să vă uitați atenți și iată, ține în mână o călimară. Ce înseamnă asta? Eu sunt profesor, eu sunt gazetar, eu sunt jurnalist, da? Deci nu spune asta în tablou, nu e scris nicăieri, dar asta vrea să spună pictorul sau Iacob Mureșanu, un ceas de aur și un inel care altă dată avea cu monograma sa, da, cu IM, putea fi folosit chiar și pentru pecete, pentru documente. Avem pe Aurel Mureșanu, unul dintre fiii cei mari, care va continua activitatea de jurnalist. A fost, pentru că dumneavoastră sunteți în domeniu, e pentru dumneavoastră un panteon, o icoană, în ghilimele. Primul ziarist profesionist din Transilvania, da? Român. Iar în dreapta, Otilia și Iacob Mureșanu Junior, Iacob Petru, compozitor, dirijor la școlile Blajului. La celălalt tablou este tot Iacob Mureșanu, la o vârstă mai înaintată, o pictură făcută de prietenul său, Tyler, la Blaj, la 1913. În partea dreaptă îl avem pe viitorul general, majorul, la vremea respectivă, Moise Groza, ofițer în armata română și participant la războiul de independență. Vă spun și două mici picanterii, dacă vreți. Ne-a spus un strănepot de-al lui, acum mai bine de 10 ani, avea vreo 80 și ceva de ani atunci, că, așa se spune, ori la Plevna, ori la Zmârdan undeva, la un moment dat a căzut un obuz turcesc și el a zburat vreo 3 metri. Efectiv, maxilarul s-a deplasat, iar în apropiere era Carol Davila, vestitul medic și întemeitor de școală medicală militară și așa românească, iar el, din 3-4 mișcări, Carol Davila i-a pus maxilarul înapoi. Ceea ce, nu știu, a fost sau nu a fost adevărat, pentru că este o operație destul de grea, de complicată, dar a reușit lucrul acesta. Și separat,
o doamnă doctor de la București, care ne-a făcut câteva donații extraordinare acum un an, tot la fel străstănepoată de a lui Moise Groza. Vedeți cum barba este despicată sau tăiată în două. Se zice că mergea deseori la Peleș, la Sinaia, la regele Carol I, respectiv la Cotroceni, iar soldații luau poziție de drept și erau garda, știți și așa. Și nu e problemă, cei mai mulți bărbați și ofițeri și așa, să știți, aveau barbă la vremea respectivă, dar maestatea sa, Carol I, și-a dat seama că soldații îl confundă cu el. Și la un moment dat i-a spus, băi Moise, fă-ți barba, ta este altfel. Și de acolo este tăiată în două, vedeți așa, diferit. O să mergem la o sală mică, dar simbol a Muzeului Casa Mureșenilor. Iată, avem sala dedicată artiștilor, dedicată educației din Muzeul Casa Mureșenilor, cu Elena Mureșanu, despre care v-am povestit, o femeie pictor la vremea respectivă era mare lucru, respectiv Traian Mureșanu, cumnatul său, și aici o fotografie la fotografie, cum el sculptează bustul surorii sale, Sevastia, Sevastița, o alintau. Deci iată o fotografie originală de la 1887-1888, când lucra la bustul surorii sale. Da? O lucrare foarte frumoasă. Sus pe tavan avem un luminator, la un moment dat o să sting puțin lumina, sper să nu vă deranjeze la capitolul imagine, dar ca să vedeți, iată sala din atâtea camere pe care le aveau mureșenii, aceasta era sala de lucru, de atelier a Elenei Mureșanu, pictorița. Și soțul ei a făcut un gest extraordinar, a comandat tăierea tavanului și realizarea unui luminator ca să aibă lumină naturală. Acum trebuie să vă spun că vitralul este oarecum mai nou, ca s-a avut și multe, să spunem așa, aventuri, a fost naționalizată, iar în sala unde suntem acum a stat la un moment dat, așa am știut noi și am aflat, mare actriță româncă Stella Popescu, refugiată din Basarabia după pierderea Basarabiei de către România în urma dictatului de la Viena și în urma înțelegerii criminale între Ribbentrop și Molotov. Iată, aici este acest luminator de care v-am spus, iar pe peretele din stânga, o reconstituire a unui coleg de la Muzeul de Artă, domnul Radu Tătaru, pentru o expoziție dedicată pictoriței Elena Mureșanu. Iată, în sala cea mare, să spunem așa, am uitat să vă spun de una din realizările lui Iacob Mureșanu. La 1850 semnează coreografia la un dans de societate, de salon, numit Romana. A vrut și a dorit ca tinerii români să nu mai danseze doar dansuri săsești sau maghiare, ci un dans de salon, de societate extraordinar, combinat între dansuri din Europa de vest, cadril, polca, mazurca, cu dansuri populare românești. Îi spune Romana. Îl găsiți și pe internet și iată aici, acum vreo 15-17 ani deja, artiștii operei din Brașov, balerinii, profesioniști, care dansează acest dans creat de Iacob Mureșanu acum mai bine de 170 de ani. Romana. Muzeul Casa Mureșenilor are și cursuri pentru copii și copiii din Brașov învață acest dans foarte frumos. Da, iată, chiar dacă personal nu sunt adeptul neapărat a tehnologiei avansate, colegii noștri, doamna Cristina Zaiț, directorul Valerus, ceilalți colegi, am creat niște proiecte, s-au făcut niște proiecte adresate copiilor și a ceea ce au ei cel mai mult în mână, telefonul mobil, da. Din păcate. Și s-a adaptat pentru aceste personalități ale mureșenilor, pe lângă dansul Romana, iată-o pe Elena Mureșanu, Elena Mureșanu din ziua de azi și cea de atunci. Vă rog! Aici
O să vedeți, o să filmați, eventual vă sfătuiesc la sfârșit, cu o altă, un alt proiect al muzeului dedicat IA-i. Nu e IA cămașa populară românească, ci inteligență artificială. Da? Creat special pentru, pentru vizitatori și pentru a vorbi cu, cu ei. Da. Poftiți în continuare. Mulțumesc. Aici, iată, puteți să citească publicul vizitator prin intermediul dumneavoastră direct cu acest QR code, să afle secretul familiei Mureșanu, un alt proiect al muzeului de anul trecut. Suntem în salonul sau în camera, cum vreți, sala dedicată doamnelor, domnișoarelor din familia Mureșenilor. Iată, tot în față, aș fi trebuit să vă spun, Iacu Mureșanu și-a adus contribuția la înființarea Reuniunii Femeilor Române, o organizație, o asociație care a apărut la 1850 și care inițial era consacrată, dedicată copiilor orfani rămași după Revoluția de la 1848-1849. Iar aici, iată, sunt reprezentate femeile din cadrul familiei Mureșanilor. Despre Elena Mureșanu v-am amintit, mai sunt Sevastia, soția lui Iacob Mureșanu, Lucia Mureșanu, Livia Groza, Elena Aida Mureșanu, da? Doamna Lucia Bene, fosta directoare onorifică a Muzeului Casa Mureșanilor, o doamnă, o aristocrată a Brașovului de acum câțiva ani, să spunem așa. Aici avem și fotografii de epocă, o masă cu o copie după o scrisoare din arhivă ca să vadă publicul vizitator cum se făcea corespondența la vremea respectivă și nu era telefonul sau așa, ci iată pe baza scrisorilor. Iar aici tot de la doamne, domnișoarele mureșence, cutii de bijuterii, evantai, respectiv parfumuri. Aici o copie după o rochie de epocă, după o turnură, a fost făcută anul trecut la reinaugurarea expoziției de bază sau permanente a Muzeului Casa Mureșenilor. Este foarte apreciată și publicul vizitator se fotografiază cu această domnișoară. Mergem spre istoria tiparului și tipăriturilor. Iată, la 1888, mureșenii își împlinesc și un vis mai vechi al lor. Dacă Gazeta de Transilvania sau Gazeta Transilvaniei după 1850 a apărut la editura și la tipografia lui Johann Goethe, pe la 1888 ei și-au făcut propria lor tipografie, care a funcționat aici, în Casa Mureșenilor. Avem în față Gazeta de Transilvania, primul ziar al românilor Ardeleni, 12 martie 1838. Vedeți cum s-a scris cu caractere chirilice până la 1862. Iar aici sunt două copii după o tiparniță a mureșenilor. Pe fundal se vede chiar fotografia cu vechea tiparniță de la 1888. Respectiv, în spate acolo avem o tiparniță tip Teasc, primită de la muzeul din Câmpul Urmușcel, pentru că acum 2 ani s-au împlinit 500 de ani de la prima scrisoare în limba română a lui Neacșu către judele Brașovului, Hans Bergner. Iar aici noi facem exerciții efectiv cu copiii. Dacă acolo avem literele de plumb, respectiv de oțel, sunt acelea, aici le povestim despre gravură, istoria gravurii și cu prima scrisoare în limba română și facem exerciții efectiv cu ei. Da? Se pune această placă, se pune cerneală tipografică, o hârtie, acest suport, un băiețel sau o fetiță strânge din acest șurub și, practic, când ridicăm înapoi, rămâne imaginea imprimată. Ceva foarte simplu, dar pentru vremea aceea, acum 200, 300, 500 de ani, era ceva extraordinar. Iar aici le mai amintim copiilor, mă scuzați, dar ăsta este adevărul, că
Coresi nu este numai un mol din Brașov renumit, ci marele tipograf din secolul al XVI-lea care a tipărit primele cărți în limba română, cu caractere chirilice, dar primele cărți în limba română. Și avem imagine, deci iată, și cu diaconul Coresi, la care copiii, mai ales cei mai mici, sunt încântați pentru că acasă pot să coloreze pe așa ceva. Exact. Bun, poate unul dintre cele mai frumoase obiecte ale muzeului, care a stat mult timp, peste 100 de ani, în podul Mureșenilor, stema sau pajura Gazetei Transilvaniei, făcută de Traian Mureșanu la 1888. Anul trecut, o colegă de-al noastră, de la alt muzeu, a restaurat această piesă extraordinară și care reprezintă, iată, vârful carierei sculptorului Traian Mureșanu. Da. Mergem spre zona muzicii. Iată, aici le povestim copiilor despre activitatea muzicală a mureșenilor, de la Iacob Mureșanu, compozitorul, tatăl său, Traian Mureșanu, care v-am spus că a fost și bariton, Iuliu Mureșanu de la Cluj, și câteva instrumente muzicale mecanice. E vorba de gramofon, patefon, patefoane, despre cutia muzicală, chiar originală, care a aparținut lui Iacob Mureșanu și restaurată de curând, o vedem aici. Iar așa, pe, să spunem așa, cronologic, discurile, cum erau inițial, de metal, apoi ebonită, vinil, magnetofon, casetă, casetofon, CD, până la MP3 sau, dacă vreți, telefonul din ziua de azi. Firme ca Columbia, Pate, His Master's Voice, erau un fel de, dacă îmi dați voie, Sony sau Panasonic din ziua de astăzi. Da? Armoniu, care a aparținut compozitorului, dirijorului Iacob Mureșanu. Înăuntru sunt niște foale, dacă vreți, asemănătoare cu cea de la orga Bisericii Negre. Și se cânta în timp ce pedalai, să spunem așa, adică folosei cele două pedale. Un fonograf, da, de epocă, cu un disc metalic. Da, mergem spre ultima sală a expoziției permanente dedicată familiei Mureșenilor, dar iată, la Brașov a existat și un muzeu dedicat compozitorului, dirijorului brașovean George Dima, care a avut activitate la sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, iar aici avem, în primul rând, dacă vreți, biroul lui George Dima din lemn de tei, de trandafir, și cu acea ușiță, o secțiune de lemn de nuc, respectiv o rădăcină de lemn de nuc, a fost restaurat anul trecut și zicem noi că arată bine și e apreciat de vizitatori. Iar aici, în spate, unul dintre obiectele reprezentative, pianul compozitorului, dirijorului George Dima. Iată, am rămas la pianul lui George Dima, compozitorului, dirijorului, profesorului brașovean, o piesă clasată ca tezaur în Ministerul Culturii. Ce înseamnă asta este de valoare universală sau internațională și la el s-a cântat până acum 2 ani, când Consiliul Județean ne-a achiziționat pianul din față, la care se țin concerte și avem concertul de la ora 5 în parteneriat cu Opera din Brașov în fiecare miercuri. S-a ținut și se țin concerte și s-a folosit acest pian, care mai trebuie din când în când acordat, e adevărat. Doar o mică picanterie, dacă vreți, la acest pian a cântat un Ion Caramitru, un Johnny Răducanu, a cântat Grigore Leșe, pe care acum mai bine de 15 ani l-am luat de pe stradă, adică de la Cerbul de Aur, și pianul acesta era în față, în sala a doua. M-a întrebat ce vreau să-mi cânte și am spus: maestre, aș vrea o melodie nemuritoare din Maramureș. Nu-i lumina nicăieri. A cântat maestru și plângea. Trepidau geamurile, efectiv. Și după i-am luat un interviu pe care l-am publicat în Gazeta Transilvaniei și l-am întrebat: maestre, de ce ați plâns? Și a zis: domn profesor, eu am cântat la pianul lui George Dima și am făcut Academia de Muzică George Dima din Cluj. Pentru el era ceva extraordinar. Era la doctorat atunci, tot la Cluj. Da, pianul maestrului George Dima. Mergem spre expoziția temporară.
Dar înainte de asta, mai se filmează? Da. Dar înainte de asta, iată un alt proiect al muzeului de acum circa 10 ani. Am vrut ca acest zid al Băncii Naționale, respectiv fostul palat al lui Friedrich Zell, milionarul Brașovului de acum mai bine de 100 de ani, să fie umanizat, în ghilimele. Și printr-un proiect inițiat de Muzeul Casa Mureșenilor s-a făcut această, printre cele mai mari picturi murale sau frescă din Brașov, și care arată evoluția vestimentației din secolul XIII, de la cavalerii teutoni care vin în preajma Brașovului, Codlea și Feldioara, pe secole, până în secolul XIX, inclusiv acolo cu reprezentanții ai mureșenilor, respectiv cu costume, iată, de șcheieni, cu vestitele costume populare ale șcheienilor din Brașov. Din secolul XVI o vedem pe Apolonia Hickscher și pe soțul său, judele Brașovului. La sfârșit, dacă vreți, o să vă spun și o legendă legată de Apolonia Hickscher. Poftiți! Aici e biroul meu și a colegii. Încep. Iată, suntem la expoziția temporară, expozițiile temporare sau itinerante ale Muzeului Casa Mureșenilor. De data aceasta, arhitectul și profesorul brașovean Teofil Mihăilescu ne încântă cu o altă expoziție dedicată antropologiei culturale, dedicată imagisticii, dar și spiritualității. E vorba despre fereastra doctorului Honeyberger, puțin brașoveni, din păcate, și români știu despre marele medic homeopat Martin Johann Honeyberger, amintit și salvat, dacă vreți, de către Mircea Eliade prin romanul din perioada interbelică, Secretul doctorului Honeyberger. Domnul Teofil Mihăilescu ne propune, iată, o reconstituire a drumului lui Honeyberger în Orient. Honeyberger a fost, să spunem așa, direct globetrotter, aventurier, arheolog în Afganistan acum 200 de ani, când erau mult mai cuminte și mai frumos, respectiv în Indochina. Iar acolo a fost chiar doctorul personal a unui majardan, adică a unui rege local, pentru ani de zile, iar el a adus medicina homeopată la un nivel ridicat. El a combinat această medicină homeopată cu tradițiile medicinii chinezești, respectiv indiene, și mai târziu a publicat chiar un studiu care i-au folosit și s-au inspirat marele Louis Pasteur și doctorul Koch, care au stabilit că bolile infecțioase se transmit prin bacili. Pentru vremea respectivă era ceva extraordinar. Aici vă propunem o expoziție de fotografie făcută de Teofil Mihăilescu în India, în China, în Thailanda, cu reprezentări a lui Buddha, cu reprezentări ale hinduismului în cealaltă sală, respectiv, iată, o artă puțin mai diferită, făcută din materiale reciclabile, da? Multe dintre ele. Acestea sunt și obiecte pe care le-a achiziționat chiar acum câțiva ani, când a făcut această reconstituire a drumului doctorului Honeyberger din Brașov. Vă las să filmați. Cam asta este. Vă mulțumim, mare parte. Vă mulțumim tare. Vă rog.